Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live, într-un sport în care fotbalul este la pământ. Iată că apar și performanțe. Avem un campion mondial în premiera în notului românesc. E vorba despre David Popovic la 200 de metri liber, campion mondial aseară la Budapesta. O cursă fantastică făcută de tânărul înotător român, care e încă junior, pentru că a și stabilit un record mondial de junior aseară cu timpul cu care a terminat cursa de la seniori. În această dimineață, de fapt aproape de prânz, Popovic se bate și pentru titlul mondial la 100 de metri liber. Discutăm în această dimineață un pic despre natație. Nu stă în ADN-ul emisiunii să discutăm despre natație, dar vom încerca să discutăm despre natație. Discutăm și despre fotbal în această dimineață. Evident, o să mai discutăm despre transferurile din Liga 1, despre bătaia dintre cluburi pentru a transfera jucători sau despre inactivitatea unor cluburi, cum e Craiova, care n-a transferat mai nimic și sunt probleme, fanii sunt nemulțumiți de lipsa de activitate a clubului pe piața transferurilor. CFR și FCSB se bat pentru Daoua. De fapt, Daoua a fost ofertat și de cei de la CFR Cluj. Jucătorul e încă în dubii, deși cluburile s-au înțeles, Botoșan și FCSB s-au înțeles în privința sumei de transfer. Jucătorul încă nu știe sigur unde va merge, deși e tentat de FCSB, are și o ofertă de la CFR Cluj. Discutăm așadar și despre transferuri, bursa transferurilor. Vom mai discuta despre un interviu pe care l-a acordat la Distau Bălonii astăzi pentru Adevărul. Un interviu foarte interesant și în care Beloni vorbește din nou, ca de obicei, fără niciun fel de restricții despre Federația Română de Fotbal, de fapt despre lipsa unei strategii a Federației Române de Fotbal și despre lipsa de experiență a selecționerului Edi Ordănescu. Discutăm și despre asta în dimineața asta. Discutăm despre multe alte subiecte din sport, din ce s-a petrecut în ultimele ore, în ultimele zile în sportul românesc. Toate alături de Rica Neaga, Adrian Neaga, aflat în studioul emisiunii, impresarul Rica Neaga, cum sună să zic impresarul Rica Neaga. Bună dimineața, Rica, ce faci? Bună dimineața, bine. Bine, sănătos, toate bune? Bine, sănătos, mulțumesc de invitație. Cam de dimineață, așa, da? Ce vrei acum, la cât voie să te trezim ca să facem emisiunea? Tu ai o energie așa pozitivă. Așa? Bine, cred că te-ai învățat bine. Și eu mă trezesc dimineața, da? Te trezești dimineața, mă că trezesc. Ai ce program ai dimineața? Ce faci un impresar dimineața? La ora 8:30 sunt trez. În not? Beau cafeluță. Nu în not, dar ies. Ies da. Deja la cafea. Vreau să prind razele soarelui acum cât... La cât te duci la cafea? La cât mai putem. La 9 sunt ieșit, la 9 sunt deja la cafea. Incredibil. Ce zici de performanța asta? Hai să te întreb un pic așa. Ca român, ca... Acum toată lumea se va pricepe la natație, nu cum se pricepe la tenis. Dar ne bucurăm, pentru că Orice performanță făcută de un român sau de vreo echipă românească trebuie apreciată, mai ales în condițiile în care trăim, pentru că societatea românească cred că nu i-a oferit foarte multe acestui copil și el le-a mulțumit românilor, a zis că sper că v-am făcut mândri. Frumoasă declarația pentru o țară care spui tu și mulți spun, domnule, nu i-a oferit nimic, adică avem un singur bazin olimpic. Bravo lui și trebuie să fim lângă el. Am văzut chiar aseară, am ajuns mai târziu acasă, că am zis, noi am avut meci cu foștii cu echipieri și chiar am văzut cum până și președintele statului. Da, Klaus Iohannis, bineînțeles, s-a trezit și întotdeauna acești politicieni când sunt rezultate pozitive în sport, întotdeauna se asociază cu aceste rezultate. Dar înainte de a spune felicitări, ar trebui să uite dacă are acest copil, dacă are o masă bună, dacă are medicamente, mă refer la susținătoarele de efort, sau dacă are un bazin unde să antreneze ca și cele din... Haideți să ne uităm la vecinii noștri, la unguri, pe care toată lumea e. Dar sunt de apreciat și sunt... Cred că sunt lucruri care le putem copia și noi, dacă... Uite, am văzut ministrul învățământului, zice, performanța băiatului ăstuia ne obligă să schimbăm reforma școlară, să facem o reformă, Păi numai așa mai putem să mai facem ceva în România. Să schimbăm de la rădăcină totul. Ți-am zis păcat, pentru că totuși sunt, din punctul meu de vedere, sunt bani în România, adică ar putea fi alocați mult mai mulți bani. Da, dar n-ar mai rămâne bani de furat, cred că, dacă ar fi alocați. E adevărat. Știi cum e și cu furatul ăsta, că acum tot vorbim. Că... Așa. Eu înțeleg când ajung oamenii într-o poziție ca să
să-i mai lasă, să mai bage și ei mână, da. Ai noștri prea o bagă de tot. Ai noștri bagă și tot corpul, nu numai... Așa. Mă rog. Nu mai rămâne nimic. Nu mai rămâne nimic. Pentru bravo. Investiții. Uite, da. Vorbeam cu un coleg în dimineața asta, cu Sergiu, și spunea, zice, domnule, mi-e pare rău că băiatul ăsta n-a plecat în Statele Unite. Și că rămâne aici, în țara asta, care nu-i oferi nimic. Corect. Dar nu vezi că... Mie nu mi se pare totuși... Să spun sincer, uite... N-a fost de acord cu el asta. Eu sunt de acord cu cei... Adică sunt de acord în mare cu cei care pleacă, pentru că aici nu le oferă nimic societatea. Uite, spun sincer, uite, acum eu vorbesc de familia mea. Așa. Fratele meu e plecat și stabilit în Germania de 7 ani. Așa. Îi merge foarte bine, e bine, mersi, cresc copiii altfel, altă mentalitate. Eu n-am putut să mă despart ai mei de părinți. Ok. Adică noi cred că generația care, cum zic eu, generația mai veche, generația... Așa. Acum suntem fosile. Generația cu cheia la gât. Da, cu cheia la gât. Da. Cred că am fost puțin așa mai afectivi. Ne apropiem de oameni mai ușor, da. La ceea ce ți oferă țara în momentul de față, nu trebuie judecați cei care pleacă. Pentru că pleacă la un trai mai bun. Dacă această țară care, din punctul meu de vedere, mă repet acum, este o țară bogată și o țară, dacă am avea conducători cu... să țină cu țara asta, cred că am avea și noi un trai mult mai bun. Eu nu cred că Ungaria... Da. Eu, pentru mine, Ungaria este o țară care, cu un președinte sau cu un vicepremier sau premier ce este, naționalist, care ține cu poporul lui. Adică nu cred că Ungaria, care este mult mai mică ca și suprafață, ca noi, o populație mai mică ca noi, nu cred că este la fel de bogată ca România. În schimb, au un trai mult mai bun decât cel al românilor. Și chiar astăzi mă gândeam când veneam la tine că... Așa? Oamenii la noi au început să fie triști când merg pe stradă. Te uiți la chestii? Tu ești un tip care depinzi așa de starea oamenilor și te-am văzut, ești dependent, da, cumva. Da, pentru că eu sunt pozitiv mereu, adică... Da, eu, știu. Cum zice lui, câteodată și mai... Și vezi asta pe stradă. Da, vezi pe stradă, ce, oamenii apăsare. Sunt triști, murmură. Cred că i-au ajuns neajunsurile care, așa. Care le au. Păcat că suntem o țară cu posibilități. Dar, din păcate, suntem conduși de oameni care... Să gândesc doar la ei, cum ai zis și tu. Ce? Să gândesc la... La cum să strângă mult mai mult decât da. Au. În noți? Mai în noți câteodată, știi? Da. Uite, eu nu știu, de exemplu, și îmi pare rău acum. Știu, da. Bine, n-aș fi ajuns campion mondial în niciun caz. Bine, nu te gândi că sunt profesionist. Da, în not, mă descurc. Da. Adică o jumătate bazin poți să-l duc. Bun, da. Fii atent. Hai să vorbim un pic. Vorbim cu Camelia Potec, președinta Federației Române de Natație. Sărut mâna, Camelia. Bună dimineața. Să știți că vă aud foarte încet. Acum ne auzi mai bine? Sărut mâna. Da, bună dimineața, bună dimineața. Sărut mâna. Felicitări pentru performanța sportivului român la campionatul mondial. Cum se simte o astfel de performanță? Primul bărbat, primul senior din istoria natației românești, campion mondial. Primul senior și primul junior. Și primul junior, ok. La masculin. Da. Da. Cum să se simtă? Momentan nu are timp liber să se bucure de această performanță și automat, dacă nu are el, nu avem niciunul dintre noi. Competiția este în desfășurare, ambii sportivi care ne reprezintă la această competiție mai au câte o probă, așa că în momentul de față ne-am bucurat aseară, am trăit la intensitate maximă acea finală mondială, din păcate nu și pe cea de la 100 spate, pentru că Robert nu a notat la nivelul pregătirii și la nivelul așteptărilor, în primul rând ale lui și ale antrenorului, dar sperăm în continuare că lucrurile se vor așeza și pentru Robert. Iar pentru David, ce pot să spun, deja este în bazin, deja se gândește la proba de 100, de 100 liber și îi ținem pumnii în continuare. Vreau să te întreb cum arată seara unui campion mondial care tocmai a terminat cursa și care a doua zi dimineață are o altă probă foarte tare. Dacă poți să ne descrii așa un pic, evident, respectând secretele profesiei, dar... Cum a arătat, de exemplu, seara lui? Că tu știi foarte bine, știi programul.
Da, ca o seară. Eu am rămas în bazin alături de ei. Da. Este primul interviu pe care îl dau, da. Pentru că am încercat ca ziua de ieri să fie pentru și să savurăm toți acolo împreună în bazin acest succes lângă David, da. Pentru că el a fost nevoie să fie, bineînțeles, la festivitatea de presă, la conferință, da. După care la testarea antidoping a fost nevoie să mai facă și partea de recuperare în bazin. Da. Și o cină bună și un somn bun. Cam asta a fost seara lui. Cum spuneam, s-a bucurat de toate felicitările primite acolo în bazin și în afara bazinului, pentru că a fost foarte multă lume care l-a așteptat în fața bazinului, spectatori, oameni de sport care și-au dorit să facă o poză cu David la ieșire, după ce s-a recuperat și după ce a făcut toate testările antidoping. Și un somn, o masă bună și somnul, bineînțeles, de recuperare de noapte. Aș fi vrut să îndrăznesc să te întreb cum arată o masă a unui supercampion între două curse. Da. Aici prefer să las pe David să vă spună, okay, după ce termină, okay, okay, ce am mâncat după fiecare finală. Ce am mâncat după fiecare semifinală și ce mănâncă la micul dejun, pentru că are niște, să zic așa, niște lucruri care sunt interesante și foarte importante pentru cei care își doresc să ajungă la nivelul acesta de performanță și care nu trebuie respectate doar pe perioada competiției, ci zi de zi. Bănuiesc că nici măcar o gură de șampanie, pentru că împiedică recuperarea ca lumea alcoolul. Bineînțeles că nu, da. Și nici noi, să știți. Nici? Ok, deci toată lumea ține recuperarea pentru competiția. Nu, ne bucurăm de la sfârșitul competiției, de toate lucrurile frumoase care se întâmplă, s-au întâmplat și se vor întâmpla la acest campionat mondial, dar și această, să zic, bucurie va fi de scurtă durată, pentru că trebuie deja să ne concentrăm pe următoarea competiție, bineînțeles campionatele europene de noi și teritoriul în apă de aici din București. Vreau să te mai întreb o chestie, pentru că citeam și vedeam și din presa internațională articole. Creează deja un vibe acest băiat, acest înotător român, creează în străinătate o evident, deocamdată în lumea natației, dar creează o stare de spirit. Care e secretul lui? De ce lumea e atât de magnetizată de el? Pentru că sunt specialiști din domeniu și pentru că își dau seama că este un sportiv de excepție, care poate realiza lucruri extraordinare și care poate schimba partea aceasta cu notul la superlativ. Pentru că a dat peste cap multe lucruri care erau cumva împământenite în sportul nostru și mari specialiști, chiar și în momentul de față, începând chiar de anul trecut, încearcă să răspundă la niște întrebări pe care le au. Dar ăsta este un subiect care trebuie discutat așa pe îndelete, okay, pentru că sunt foarte multe lucruri tehnice, da, pe care el le-a adus în bazin și le-a arătat tuturor, și cu siguranță că o să mai fie și altele noi în această după-amiază și, de ce nu, mâine seară. Scurt, te întreb, care crezi că e potențialul lui? Știu, o să-mi spui, domnule, și aici discuția tehnică, ce trebuie îmbunătățit, ce are, ce... Dar... Nu, eu nu o să vorbesc despre discuția, nu o să vorbesc despre partea tehnică, că asta este partea antrenorului federal, este partea echipei tehnice, colegiului de antrenori și, bineînțeles, tot ce înseamnă partea tehnică din natație, din federație. Dar eu pot să vorbesc despre potențialul lui ca la nivel de performanțe și de timp. Va fi un lucru, să zic, potențialul este foarte, foarte, foarte mare,
un lucru cum puțină lume se gândește și doar cei din domeniu ar putea gândi la ce nivel poate ajunge David, iar toți ceilalți care îi sunt alături și care îl urmăresc vor vedea. Mulțumim mult de tot pentru această intervenție. Te așteptăm în studioul emisiunii la întoarcerea de la... îți facem o invitație deschisă pentru a veni și a discuta despre performanțele astea și să sperăm că vor fi mai multe performanțe la acest campionat mondial. Mulțumim mult de tot, baftă multă și să ne auzim cu bine. Mulțumesc și eu. Sărut mâna. Sărut mâna. Da. Deci, frumos, cu notul stăm bine. Hai să vedem cu fotbalul cum stăm. Ce zici de... L'echipe național de fotbal de la România, cum ar zice Vladislav Belunin. Păcat că am ajuns atât de jos cu echipa națională. Da. Dar oamenii care se pricep la fotbal, da, au tras niște semne de alarmă de ceva timp în urmă. Ok. În primul rând, după campionat, acum eu spun punctul meu de vedere, strict. Da, strict. Dacă tot nu ne calificasem la câteva ediții de campionat mondial european, după performanța copiilor cu Mirel atunci în Cehia, sau unde s-a ținut? În Cehia, nu? Nu, ce? În Italia, campionatul mondial? În Italia, dar campionatul european, da. Stai că mă gândeam că am bătut Cehia. Da. Tot se vorbea de un nucleu la echipa națională. Atunci trebuia adus nucleul de la tineret la echipa națională. Păi a fost adus treptat și băieții ăștia nu mai treptat, pentru că noi fac numai figuri în vestiar. Astea sunt informațiile din interior. Nu știu dacă sunt informațiile corecte, dar... Păi, bun. Inclusiv Mircea Sandu a confirmat că sunt probleme în vestiarul echipei naționale. Și știe de la jucătorii mai în vârstă, de la Chiricheș, probabil de la Tătărușanu, care a și renunțat. Nu știu, asta e părerea mea. Ar trebui sacrificat una, două campanii de calificare și să venim cu jucători tineri, cu copii în primul rând, pentru că în momentul de față nu mai avem, trebuie să fim conștienți că nu mai avem materie primă la echipa națională. Nu avem? Nu avem. Cu toate că suntem o nație de oameni talentați, dar deci eu aș opri un nucleu de 3, 4, 5, maxim 5 jucători care sunt acum la echipa națională, restul aș aduce jucători din campionatul intern sau jucători care sunt tineri în momentul de față, dar îți trebuie o strategie pe termen lung, nu? Pentru că așa nu ne vom califica niciodată. Ba din contră, o să ne ducem mai jos, o să ajungem la nivelul insulelor Feroe, dacă nu suntem deja acolo. Ne păcălim de la campanie la campanie. Asta e părerea mea. Uite, spune Belloni într-un interviu pentru Adevărul, zice așa: suntem foarte slabi în formarea jucătorilor. Avem talente, dar nu știm să-i creștem. Corect. Suntem deosebit de slabi la formarea jucătorilor. Academiile noastre, și rămâne așa în aer, în suspensie, adică cumva sunt vai de mama lor. Poate că sunt puțin răutăcios, dar să mă ierte Dumnezeu, juniorii pe care i-am văzut, toți au avut nevoie de un an și jumătate, chiar doi în străinătate, până au dat de oxigen. Costi are dreptate, pentru că să spun ceva, uite, am și un copil care joacă fotbal și am fost la turnee pe afară, într-adevăr, băiatul meu, da. Băiatul tău? Da. Câți ani are? A făcut 12 ani. Mulți ani. E la Petre Marin și la Ghiunea, la școala, care așa deocamdată domină Bucureștiul. Așa. L-am foarte multe grupe, deci au o academie foarte bună. Noi până la nivel de 12 ani... Fii atent, uite aici, iartă-mă o secundă. E important să domine Bucureștiul, că înțeleg că și asta e o problemă. Că domine Bucureștiul, adică goana după medalii ca să aduci copii la academia ta e prea mare în România. Lasă-mă să-ți explic. Așa, okay. Domină prin calitățile care le au jucătorii. Așa. Merg părinții, de exemplu, sunt părinți care poate vin din alte colțuri ale Bucureștiului, numai că ei au, în drumul taberei, au bază. Pentru că lucrează. Este foarte... lucrează foarte bine. De asta spun. Și acum să spun și de ce nu se lucrează la... Că aici noi avem cea mai mare problemă, sunt antrenorii de la copii și juniori. Pentru că s-au făcut foarte multe academii. Tu care nu ești în domeniu. Eu să zic, nu sunt în domeniu, da? Îmi fac academie. Eu trebuie să-mi aleg antrenorii potriviți pentru vârstele de copii pentru a lucra. La noi se lucrează la fiecare cum știe. După ureche. După ureche. Și plus acum fiind foarte multe, înainte, de exemplu, când era FC Argeș și Aripu, erau decât două, să împărțeau copiii la două echipe și să formau echipe puternice. Acum sunt de exemplu, la, spun de Pitești, mă refer la Argeș, sunt 10 academii.
Academii, școli de fotbal. Școli de fotbal, da. Să spunem academii, școli de fotbal, cum vrei tu. Copilul tău, tu ești prieten cu patronul de la... Da. Copilul tău e acolo, poate copilul tău e talentat. Copilul meu e la altă grupă. Sau să împar valorile la echipe. Nu se mai formează echipe cum era. Adică nu mai sunt jucători din 11-14 jucători să fie 11 buni. Da. Acum sunt 7 care fac sport și mai sunt 3 care, sau 4 care au ceva calități. Și nu, de asta zic, s-au împărțit, nu știu, ar adică trebui... ar fi bine o coagulare a celor mai buni tineri într-un exact, loc. Într-un... Păi aici e și treaba cluburilor. Nu, e părerea mea că ar trebui copiii ăștia să fie recrutați la o vârstă... Este treaba federației. Asta e părerea mea. Pentru că au încercat la un moment dat, dar toate centrele alea... Ah, ok. S-au terminat. Nu mai știu, nu mai e niciun centru. Nu, nimic. Ar trebui să școlim antrenorii, să trimitem pe afară, să vedem ce e afară. Deci ți-am zis, până la vârsta de 12 ani, ne mai batem cu cei de afară. După aia, există o discrepanță foarte mare între ei. Ce mai vezi? Ce ai văzut mergând cu copilul tău la fotbal? Ce vezi? Lucruri care nu ți-au plăcut? Nu, lucruri care mi-au plăcut. Uite, am fost... Probabil că sunt și lucruri care nu ți-au plăcut. Am fost, da. Păi îți povestesc, da. Dacă vrei să povestesc, da, despre nivelul ăsta de copii și juniori. Am fost la Mallorca. În hotel cu noi, da. Celta Vigo, da. Circle Bruges, Bromojar Kappa din Suedia. Da. Gândește-te că au 2000 de copii la academie. 2000. Academie. Da. Și Leeds United. Așa. Și școala cum se cheamă? Am fost cu eram cu copilul, am fost cu cei de la Slatina. Așa. Singura echipă care părinții stăteau cu copiii în hotel, aveau 10 ani copii, e vorba de acum 2 ani, erau români. Ok. Copiii lor, când la masă mă refer, să termina masa, toată lumea să ridica. Toți ieșeau liniștiți, ai noștri dărâmau hotelul. Deci foarte multe pleacă de la copii și juniori. Mergeam la stadion. Așa. Noi ne împărțeam ca și români peste tot. Eu, na, într-un colț un antrenor, într-un colț alt antrenor, toți dădeam indicații. Am jucat cu Celta Vigo, doi antrenori foarte tineri, toată perioada meciului. Au stat liniștiți, decât stânga, dreapta, brav. De asta spun. Părinții români erau toți în indicații. Toți. E o problemă foarte mare cu părinții. Imixtiunea părinților în viața tinerilor fotbaliști. Corect. Și în viața unei echipe. Ce îmi place foarte mult la școala lor, pentru că părinții n-au voie să vorbească, să dea indicații. Sunt foarte mulți părinți care aduc copilul și dau indicații peste antrenor. Bă, dacă tot ai dus copilul, lasă copilul la antrenament, înseamnă că ai încredere în școala unde l-ai dus sau la echipa care l-ai dus, ai încredere în antrenorul care e, lasă-l că se pricepe. Acum tu dacă vii după 8 ore de muncă, nu ești în domeniu, nu te pricepi, nu? Dai copilului o altă stare sau dai copilului o indicație care poate antrenorul nu i-o dă. De asta zic, părinții trebuie să stea mai retrași, să vină... Eu spun altă, de exemplu, eu m-am dus la 9 ani la fotbal. Mama cu tata a venit la primul meci la 14 ani. Până atunci deloc. Până atunci deloc. Mă duceam frumos cu cheia de gât, mă urcam în autobuz, mă duceam la antrenament. Acum, toți părinții, pentru că văd... Ce? Văd că ajung foarte repede. Uite, de exemplu, eu am fost 3 ani numărul 1 la FC Argeș să ajung la Steaua, da? 3 ani de zile a trebuit să fiu numărul 1. La o echipă care ne băteam acolo sus, da. La primele 5 locuri, să zic. Acum, după 2 goluri, ești deja la Steaua, la Dinamo, la Rapid, la echipele reprezentative din România. Deci, practic, totul se cam întâmplă de andoasera. Părinții se bagă prea mult, antrenorii nu se pricep foarte bine. Antrenorii nu se pricep și nici nu sunt pasionați să învețe. Sunt să-și ia salariul de la echipa unde sunt, sau dacă sunt patron de... Că acum, mai nou, la unele academii, și cel care are academia patronul e și patron, e și antrenor. A. Adică să pricepe. Păi, e pasionat înseamnă. Nu știu dacă e pasionat, cât e pasionat să își ia acea taxă de... De? Păi, fiecare copil plătește, nu? La școlile private. Bun. Da. Mă rog, avem o problemă majoră și de asta zic. Trebuie, mai ales când îți faci o școală de fotbal, eu dacă mi-aș face o școală de fotbal, în timp mi-aș școli antrenorii, pentru că aici să lucrează. Pe și unde se școlești? La te duci Federația Română de Fotbal? La Federația Română de Fotbal ar putea să vină cu o susținere, să trimită cât un antrenor de la o grupă sau
șeful centrului de la o școală, să-i trimite la cursuri afară, cum fac cei care fac pro, care fac au licențele. Întorcându-ne la produsul finit, brut, crezi că cu fondul de jucători pe care l-a convocat Iordănescu, sau poate cu un în plus sau un minus, convocați de un alt selecționer, s-ar fi putut face mai mult în meciurile astea patru? Nu știu, uite, de exemplu, Acum știi cum e, eu cu neapiție tăticul meu și am fost în staff cu dânsuși, așa. Poate sunt subiectiv, dar eu cred că experiența lui Neapiții conta foarte mult în alegerea jucătorilor și cred că un antrenor cu experiență cred că ar face mult mai mult față de ceea ce s-a întâmplat până acum. Dar problema e alta la noi în România. Noi punem un antrenor și deja de la primul meci îl criticăm. Așa a fost și cu Mirel, care, uite, spun sincer, noi avem antrenori tineri, da, care sunt pasionați. Mă refer la un Mirel, mă refer la un Dică, pentru că stau cu ei. Da. Am văzut, am stat și de vorbă cu Mihal și așa, am văzut cât de pasionat e, cu Claudiu Niculescu. Mă refer cei care, da, poate sunt mulți, da, alții și cu care, okay, eu omit. Eu mă refer la ăștia, uite, Dică cu Mirel, pe care îi cunosc. Sunt pasionați și cred că ar putea să antreneze. Dar le trebuie timp, pentru că sunt antrenori tineri. Da. Fără experiență. Da. Nu sau, din punctul meu de vedere, trebuia să meargă cu un antrenor mai cu experiență, dar ceea ce nu mai avem în România, să învețe puțin lângă ei. Dar acum, dacă tot i-am pus și le-am dat mână liberă, noi îi criticăm după primul meci. A venit Edil, a fost Mirel la Națională după primul meci, toată presa. N-a fost chiar așa. A avut parte... Nu e așa, nu, aici nu ești drept aici. A avut o perioadă, vreo lună de miere, să știi, totuși, în care presa nu s-a suit pe el. Nu, atenție. Nu. Și după aia a și cu Răzvan Lucescu. Da. A venit Răzvan Lucescu, nu aveam rezultate și presa l-a ținut un pic în brațe, după care i-a dat drumul, evident. De ce nu vă întrebați? Acum, eu nu vreau să critic așa, presa. Zi, nu, toate cred să critici, e de criticat critica și presa. E că de criticat și presa, bineînțeles. Sunt anumiți, da, scriitori, da, care scriu doar așa, să trezesc noaptea sau să gândesc ei la un subiect cu totul pe din afară. Ei nu se pricep la fotbal deloc, dar ei scriu acolo că, na, sunt jurnaliști. De ce nu vă întrebați? Mă, de ce Olăroiu a plecat, nu mai vrea să antreneze în România? Pentru că sunt bani puțini. Oli cred că a făcut atâția bani încât nu cred că cred că ar veni pe... Cred că atunci când ai foarte mulți bani vrei și mai mulți bani, dar mă rog. Răzvan Lucescu nu mai vrea să vină în România. Nu mai vrea să vină, a fost la Națională. Din păcate a plecat când lucrurile începuseră să meargă exact ca la Rădoi, mi se pare. Mircea Lucescu nu mai antrenează în România. A zis că antrenează doar la Național, a refuzat. Are totuși un statut, da. Beloni era să vină la Național. Mă rog, nu știu cât de aproape a fost, nu știu cât de aproape a fost federația sau cât de serioasă era federația. Bun, sunt întrebări care trebuie spuse. Păi, trebuie puse, da. Noi criticăm prea mult. Noi nu suntem pozitivi deloc. Ok, echipa națională. Am pus un antrenor. Hai să-l lăsăm până la urmă, să vedem o strategie. Ok, au fost aceste 3 meciuri, 4 meciuri. Am pierdut 3 din 4. Asta e, merge. Ai văzut ceva? Tu ești tipul Lansky, care vede partea bună a lucrurilor. Ce parte bună ai văzut în astea 4 meciuri? Niciuna. Sincer să fiu. Păi trebuie să fiu corect. Păi de-aia spun. Că trebuie luat de la zero. Totul de la zero. Sacrificăm, dar sacrificăm și știm, suntem conștienți că sacrificăm următoarele calificări. Pentru că altfel o să fim întotdeauna, hai că calificarea asta suntem convinși că vom merge sau cel puțin sperăm. Și noi de ceva timp rămânem doar cu speranță. Dar ți-am zis, trebuie o strategie, trebuie un plan, ceea ce în România nu prea există. Ce zici de Popescu? Sunt curios. Flerul tău de... Tavi Popescu? Da. Fost jucător ofensiv, cu super talent. Tavi Popescu îl cunosc foarte bine pentru că atunci când am fost la Craiova... Neapiții l-a luat la echipa mare, da, și s-a antrenat. Era un jucător de atunci, se vedeau calitățile lui. Și la el... Mai tehnic ca tine? Nu pot hai să spun că era că mai sunt curios. Sincer? Da. Nu sunt jucători la tehnici în România cum eram noi în generația aia. Tu? Cine? Tu, Mutu, mai mult. Dică? Eu, Mutu, Dică. Dică tehnic sau tehnic, mai puțin tehnic? Tehnic. Dică avea o inteligență foarte, foarte ridicată în joc. Așa. El apărea foarte bine la finalizare, okay, și avea execuții. Dar care era cel mai tehnic? Acum, dintre toți trei, da, da. Păi eu eram cel mai tehnic. Nu... Cine? Celebrul Mutu? Fotbalist de la Chelsea? Nu.
Eu eram cel mai tare. Mutu era cu golurile. Și avea o ambiție ieșită din comun. Bine, acum eu mă laud singur. Tavi, da. Nu, că pot să certific. Pentru cei care nu te-au văzut, pot să certific. Da, domnule, era super tehnic. Tavi Popescu, cred că dacă va crește și acum este într-un mediu foarte bun la Steaua, adică mă refer condițiile de pregătire. La Steaua sau la FCSB? La Steaua, pentru mine FCSB e Steaua. Da, nu trebuie să supere nimeni. Uite, am vorbit înainte de emisiune. Cum e cu Miu? Cum ai zis aia? Poți să Miu spune? Spune că nu e Steaua, dar el prima oară a stat cu mine în cameră. Deci, la Steaua. La Steaua, da. Da. La Steaua, că era Steaua. Și e în continuare pentru mine. Eu chiar nu... Păi poate unul era la Steaua și unul la FCSB. Așa da, eram separat. Da, aveam un... un despărțitor. Da, nu, uite, chiar mă bucur pentru Oprița, pentru Boștină, care sunt acum la Steaua și care au făcut performanță cu lotul care l-au avut pentru Liga 2. A fost o performanță pentru ei. Că au bine, intrat în orb performanța, că n-au, da. N-au numai fost nicăieri. Acum, hai să vorbim românește. Sunt, da. Ți-am spus și mai înainte, am devenit în sport bananieri. Suntem singura țară din lume care avem două echipe de Steaua, da? Trei de Rapid sau dacă n-or fi mai multe. Da, trei de Dinamo. Trei de Dinamo, patru. Trei, în momentul ăsta, deocamdată. Am avut două de Timișoara, avem două de Craiova. Dar nu mai știi care e cea adevărată. Palmaresul e la o persoană fizică. O să ajungeți să avem două echipe naționale. Asta mai rămâne. România și FC România. Da, nu te mai miră nimic la ce se întâmplă în România. De asta și suntem unde suntem la nivel de sport. Tavi Popescu, hai să te întorc la... Deci Tavi Popescu, dacă acum crește într-un mediu foarte bun la, da, la Steaua, la Steaua. Da. Medicamentație, masă, condiții de antrenament foarte bune, au un antrenor care foarte bun din punctul meu de vedere, au un manager care... Gigi Becali, la el te refer, nu? Nu, mă refer la Tony Petre și la staff-ul lui. Da. Au un manager foarte bun care se pricepe la fotbal. Meme Stoica. Da. Au un staff, foști jucători, Pintili, Ovidiu Petre, acum a venit și Țărmure, care era cu Reincă în staff-ul lui Tony. Deci, sunt condiții pentru el a crește, ca el să și crească. Într-adevăr, este un jucător cu reale calități. Așa. Dar, cred că l-am făcut l-am ridicat prea sus în momentul de față. Nu zice nimeni să nu-l lăudăm. Să nu-l lăudăm, dar să-l lăudăm treptat. Cu măsură. Cu măsură. Pentru că sunt alți fotbaliști în Europa, la momentul ăsta, tot de vârsta lui, care joacă în campionate mai puternice. Și joacă. Și joacă. El, dacă va crește bine, cu calitățile care le are, poate să ajungă un fotbalist important și pentru echipa națională și cred că și pentru să ajungă într-un campionat Arabia Saudită. Puternic. Nu Arabia Saudită, că nu e momentul să plece el în Arabia Saudită. Alt aspect, acum că tot m-ai prins, mă las să vorbesc așa. Normal că te las să vorbesc. Mă prindeți rar, că nu prea îmi place să vin pe la televiziune, dar când vin. Păi nu trebuie să te mire că pleacă jucătorii în Arabia Saudită, pentru că dacă nu știi ei, suntem singura ramură din sportul românesc care nu avem pensie. Deci noi la 32 de ani sau 33, eu mă refer la mine, m-am lăsat la 32, da. Noi când i s-a terminat fotbalul, îți începe o altă viață, da? Bun. Nu poți să iei de la zero. Dacă nu strângi niște bani să-ți faci o afacere, da. Să ai ce să le dai la copii sau la familie să-i întreții, ce faci? Spune-mi și mie. Pentru că toată lumea zice că fotbaliștii nu învață, nu se duc la școală. Păi nu e timpul necesar ca să învețe ca unul care are timp liber și merge la școală și poate să învețe să facă o meserie. Noi stăm în cantonament. În fiecare zi stai, te duci la antrenament, cantonament, nu mai ai timp să mai citești o carte sau să mai înveți la matematică. Așa. Du-ți ideea mai departe, că e interesant drumul ăsta pe care ai plecat. E normal ca jucătorii în momentul de față să plece, să se gândească la un salariu mai bun. Să pleci în țările în care sunt bani. Pentru că în România suntem singura țară din lume care avem cele mai multe procese pe la tasă. În România nu se plătește. Nu se plătește foarte nu. Bine. Okay. Și în România mai e o problemă. Te întreb altceva. De fotbalistul român nu e dispus să-și facă un sindicat care să lupte. Mă rog, ok, băieții de acolo se bat. Ei zic că fac treburi. Ok, poate că fac, dar poate prea puțin și prea... Nu există o dorință a fotbalistului român de a așeza lucrurile în așa fel încât să aibă o pensie la finalul carierei. Mie mi se pare că nu există. Păi nu există el pentru că este
societatea de așa natură. Crezi că acești, mă refer la Hulubei și la Mozacu, care, da, care conduc... Da. Nu, ei sunt admirabili în eforturile lor, dar fotbalistul român nu înțelege nevoia de a... Mie așa mi se pare că fotbalistul român, nu... poate că e normal, la 19-20 de ani, să nu înțelegi, băi, eu ce fac la 35? Păi nu te gândești. Dar cineva ar trebui să explice, păi, foarte explică, clar. Păi explică, dar nu te gândești. Pentru că, de exemplu, tu explici într-un fel în care, da, el ar trebui să înțeleagă. Da. Dar mai sunt alți 2-3 care, de exemplu, te duci la o echipă unde nu se plătește 7 luni de zile. Și tu vrei pensie. Și tu vrei pensie. Deci tu n-ai salariu și vrei pensie. Și vrei pensie. N-ai pensie? Adică tu... Ce lași... pensie să am? Păi ai plătit și tu niște taxe, păi, mă rog, dacă s-ar fi plătit. Uite-ți, mai vrei să spun una bună? Ia zi. Când eram la Steaua, apăruseră acele asigurări. Da. Am plătit și eu numai și eu. Acum că m-am lăsat, că am și... E de râs. Așa. Și aveam, am și acum, nu știu, vreo 200 și ceva de milioane într-un cont pe la ING. Și acum zic, m-am dus la femeie aia. Zic, doamnă, vreau și... Păi știți că trebuie să veniți când... Păi zic, m-am lăsat, când, eu sunt la pensie atunci. La pensie, când da, și a zis, domnule, s-a uitat doamna pe acte și a zis, păi veniți la 65 de ani. Păi doamne, zic, poate nu mai sunt la 65. Eu trebuie, vreau acum, i-am zis, că am ieșit la pensie. Desfințesc pilonul de pensie, da. Sunt pensionar acum, nu? Da. De asta zic, sunt... Deci ai 200 de milioane la ING, da, la ING, de care nu te atingi încă 30 de ani. Da, acolo rămâne. Să desfințează și banca până. Da, o să crească. O să crească, da. Dobânda e 0,000. O să crească, schimb, dacă iei tu, e vreo 10. Nu, dar să spun ce se întâmplă în societatea românească, de asta spun. De sportul e la pământ. Ar trebui să luăm exemple. Uite, acum spun sincer. Jos pălăria pentru ce face Gică la Constanța. Da. Trebuia mai multe... E, aici mă provoci pe mine și aici... Nu, dar stai să spun alta. Ia zi. Ar trebui mai multe academii să fie ca lui Gică. Ok. Steaua a început. Da. A luat modelul și, spun sincer, Steaua la ce, da, la ce capacitate... De acord cu tine. Mă refer la ce bază are. De acord. Crește. Noi eram supărați, că am înțeles că suntem supărați, am văzut declarații, că suntem supărați că bagă Ungaria banii în România. Păi, dacă noi nu putem, de ce suntem supărați pe ea că bagă la noi? Dacă da, noi nu putem, da, o să avem Sepsi și Csíkszereda în 2 ani de zile pe primele locuri și să ne reprezinte la nivel de cupe europene. Așa. Bravo lor, felicitări! Noi nu putem. Oamenii care conduc România în momentul de față nu pot face nimic pentru sport. Pentru nimic, nu doar pentru nimic, sport. Nu, da. Acum vorbim de sport. Da. Pentru nimic, e adevărat, pentru nimic. Dar, acum întorcându-ne la exemplul pe care l-ai dat, și la Hagi e o problemă, pentru că nici jucătorii lui nu... Și ei sunt din aceeași categorie invocată de Beroni. Pleacă în străinătate, nimic. De ce? Da, nu numai, păi stai, nu numai la... Păi, da, de ce? Pentru că Gica Hagi, în momentul în care a început Academia, a zis, voi face jucători ca la academiile mari din Europa. Adică altceva, un alt ADN al fotbalistului. A făcut Academia. A făcut Academia. Ok, Academia e făcută, da. Dar ca Academiile de afară. Ce produce în momentul ăsta Academia lui, nu e la nivelul Academiilor de afară. Păi nu e, pentru că asta e... Ți-am explicat, până pe la 12-13 ani ne batem cu ea. După aia... Păi da, și de la 12 ani ia Gică Hagi și ar trebui să se bată cu ea, că ea lua Gică Hagi, nu? Păi ia Gică, dar ei, uite, mie... Eu cred că și la Gică Hagi e o problemă cu antrenorii lui, care poate nici ei nu sunt școliți. Nu cred că e o problemă, e problemă mai târziu, când devin profesioniști, când devin seniori. Pentru că nu avem un campionat foarte puternic. Nu avem un campionat, nu vedea... Păi, poate mai mult ar trebui, ar trebui să defileze în campionat dacă nu avem un campionat puternic. Nu, poate, ascultă-mă, el a creat jucători și... A creat foarte mulți jucători. A creat, dar unde sunt jucătorii aia? Unde uite, sunt pe la Steaua. Okay, te întreb altceva. Mi se pare suficient. Răzvan Marin joacă la... La o echipă care a retrogradat. Joacă la cel mai înalt nivel, în momentul de față. La da? Al patrulea cel mai înalt nivel. Iani joacă. Ok, la Rangers, în Scoția, care nu alții e... Alții în... care joacă? Spune la român care joacă. Așteptam să fie vreo unul la, nu știu, la Borussia Dortmund măcar. Nu la Bayern, la Borussia Dortmund sau la Mönchengladbach. E greu să ajungă jucătorii români în momentul de față. Eu cred că ne păcălim cu tot ce facem, de fapt. Cu tot ce facem. Păi eu am spus că ne păcălim. Nu, cu tot ce facem, adică inclusiv la Hagi. Nu cred, la Hagi nu cred. La Hagi, la Steaua, în momentul de față, nu cred că se păcălesc. Nu cred că se păcălesc. Hai că ne-am ambalat cu asta. Zim cum e cu impresariatul. E bine. E bine. Da. Descrie-mi. Nu prea e bine. Sunt jucători care înțeleg, dai de multe caractere, iau decizii greșite pentru că nu ascultă
Un exemplu de decizie greșită din care ar putea învăța tineri fotbaliști care se uită la tine acum. Eu vreau să le dau un sfat. Ia, spune. Toți tinerii fotbaliști trebuie să aibă un impresar sau un om care să le îndrume pașii, dar să aibă încredere în omul ăla, că niciodată nu o să păcălească. Uite, mai ales în zilele noastre când se fac transferuri pe conexiile pe care le ai. Pe prieteniile care le-ai creat de-a lungul timpului afară. Uite, cum am fost eu în Corea, l-am dus acum pe Popa. Așa, tu l-ai dus pe Popa acolo? Eu l-am dus, arata penalti la primul meci, nu? Arata penalti. Cum e? Încă nu s-a acomodat. Se va acomoda vreodată? Eu sper că da, cu toate că am multe semne de întrebare, pentru că fotbalistul român când pleacă și dă de greu, nu prea e mai așa pozitiv și tinde mereu să vină spre casă. Ce? Se deprimă cumva? Da, intră într-o stare din asta, că e greu. Nu, el e singur acolo? Nu, este cu viitoarea lui soție, are în august are și nuntă. Dar ce? Nu se poate adapta la viața? Nu s-a adaptat încă, e un alt stil de fotbal, altă muncă, alt volum de muncă, da. Mă refer. Și încă nu s-a adaptat. Sper că în meciurile următoare să... E clar, dacă zici asta, sper că meciul, e clar, e acasă direct. Să sperăm că nu e. Dar uite, de asta spun că, ziceai mai devreme de Arabia Saudită, pe gândește că el a plecat de la un salariu de 60.000 sau 70.000 pe an, cât a avut la Chindia, la câteva sute de mii de euro. Deci el, dacă e băiat deștept, la vârsta de 25-26 de ani cât o are, se retrage. Nu se retrage, da, asta fac fotbaliștii români. La ei asta înseamnă dacă ești băiat deștept. Ai făcut 200-300 de mii de euro și te retragi. Nu, trebuie să te retragi la vârsta la care... Când nu-ți mai permite corpul să faci performanță. Uite, mă uit la Tamaș. Eu cred că joacă în campionatul României și la 43 de ani. E de apreciat. Bravo lui. E unul dintre cei mai buni fundași centrali din România. Ceea ce spune multe despre ce e momentul ăsta în România. Da. Eu spun că e jucător și de echipa națională în momentul de față. Dar noi când ajungem la o vârstă, deja nu te mai selecționează nici la echipa națională, te consideră bătrân. Așa. Pe când ar trebui să selecționezi jucătorii care merită. În momentul de față, Tamaș este unul dintre cei mai buni fundași centrali din România. Ia uite, vin ofertele de la fotbaliști, nu vrea să fie și impresar. Serios, nu glumesc. Uite, scriu fotbaliștii pe Facebook. Ajutăm cu drag. Da? Da, ți-am zis. Care e cel mai reprezentativ jucător? Andrei Cordea de la Steaua, da. Cum și e este el? Un jucător care... Bine, a avut o perioadă în care a plecat în Italia. Mentalitatea lui este foarte bună. Un tip care eu cred că va răzbi și în viața de zi cu zi și în fotbal. Deja fotbalist, are meciuri la echipa națională. Să sperăm că va reveni la forma la care a avut atunci când a fost la Steaua, pentru că după episodul cu COVID-ul, a avut boala asta, a avut o cădere. După aia și-a revenit, iar acum campionatul ăsta cred că își va pune amprenta foarte mult pe... Ceva parcă mai lipsește. Ceva, dincolo de partea cu... Eu cred că anul ăsta va fi un an foarte bun pentru el. Pentru că se pregătește bine, ți-am zis, are o mentalitate bună. Contează foarte mult psihicul, să știi, la fotbaliști. Uite, ce a fost antrenorul meu. Cine? Un fotbalist. Nu știu dacă vrea să-i dau numele, să vedem dacă... I-a plăcut sau nu? Păi nu știu, asta îl întreb. Auzi, dacă i-a plăcut sau dacă ți-a plăcut sau nu și dacă putem să-ți folosim numele în timp emisiunii. A zis că vrea să fie impresarul lui, auzi. Ce-ai fost deci antrenorul lui, impresarul lui. Înseamnă că i-a plăcut de tine. Da. Da. Deci impresariatul merge așa, e mai mult un hobby sau cum? Un hobby, da. Nu, că nu cred că se câștigă. Nu se câștigă foarte mult, mai ales dacă faci transferuri interne, nu. Deci pensia blocată, impresariatul nu se câștigă mult. Din ce trăiește un fotbalist? Din chirii? Da, din chirii. Majoritatea care sunt acum, pentru că noi nu o știam atunci să luăm noi spații sau să luăm apartamente, să le închiriem. Dar vezi, a venit acea perioadă din 2008 când a fost acea criză. Au mai venit și bani prin România, pentru că au fost momente când s-au câștigat bani în România foarte,
Iar fotbaliștii au început să-și cumpere chirii, să-și cumpere apartamente pentru chirii, spații, da. Bravo lor, trebuie să-și investească banii, trebuie să aibă pe cineva care să aibă încredere să-și investească banii foarte bine. Familia în special, pentru că ei sunt... Familia e singura care ține, știi, cu casa, da. Să zic așa. Gelu Velice, fotbalistul care a zis că vrea să fie impresionat. Gelu, bravo, salutări. Uite, cu Gelu, uite, mă apreciază. Ce? Și cu el am prima oară când am jucat, când l-am avut... La jucător sau unde? L-am avut la o echipă de Liga 3 și după aia a fost și la Timișoara și chiar am avut o dispută așa și vorbeam până nu și-a dat seama că făcea lucruri greșite. Să știi că a fost un jucător talentat. Dispută? Da, îi explicam ce face bine, ce nu face bine. Era un jucător mai capricios așa. Bine, tot timpul a fost capricios. S-a supărat la antrenamente, dar un jucător cu calitate foarte bună și mi-a plăcut de el că era uman. Adică când stăteai de vorbă cu el, nu era figurant sau ce. Da. Așa. Iar îți spun de în ce trăiesc. Am o afacere care aduc și fac teren sintetic. Terenuri sintetice, baze sportive. Ok. Asta e afacerea. Cu toate că Dumitru Dragomir urlă la televizor la fiecare intervenție, terminați odată cu terenurile sintetice, că distrugeți fotbalul. Depinde ce terenuri sintetice și eu nu sunt de părerea asta. Depinde de firul care îl pui, depinde de înălțimea firului. Adică sunt multe aspecte care trebuie să luate în seamă. Păi noi ce să mai spunem atunci? Că noi ne-am antrenat pe zgură și pe ciment, pe beton. Păi, da, voi v-ați antrenat pe zgură și pe beton și copiii ăștia care au condiții? Da. E o chestie de motivație, până la urmă, de generațională? Da, de, nu, eu ți-am... N-am apucat să... Eu în momentul de față nu mai văd la jucătorul român o ambiție, un orgoliu. De exemplu, noi ne duceam la antrenament și la final de antrenament se împărțea echipa în două. Da. Făcea echipă Neaga cu Dică în seara asta. Da. Miuța de final, cum era. Pierdea Neaga astăzi. Păi mâine abia așteptam să vin la antrenament, să rog pe neapiții, să rugăm toți, să facem aceleași echipe, da. Să ne luăm revanș. Acum să termin la antrenamentul, trec până dușuri, am văzut la Craiova cât am fost anumiți jucători care, până venea staful după teren, erau și plecați acasă, trec până dușuri, așa, la revedere, au venit. Bine, noi nu aveam atunci Facebook, Instagram sau... Ok. Deci trebuie să fie mai orgolioși, să... Nu știu... A început să ne lipsească ceva. A și nație. Ți-am zis, suntem talentați, dar... Liga 1, cum ți se pare? Scăzut nivelul? Păi e scăzut și an de an să ducem mai jos. Pentru că înainte în România au venit străinii care au venit, erau jucători foarte buni. Și acum nu sunt? Acum nu mai sunt așa de bun. Buena, Daua, ăștia, uite. Nu pot să-i compar Croitorul aduce jucat. Tu ai lucrat cu Croitorul? Am lucrat, da. Uite, să știi că are ochi la Croitorul, la jucători. Păi, uite, el a avut ochi pentru Ejuma, la FCSB s-a închis și cu Ejuma. Povestea Ejuma e aproape gata, e împachetată. Ai avut vreun rol la transferul ăsta? Nu. N-am niciun rol la niciun transfer. De ce ai oftat? Simt. Te simt că ai oftat? Vrei să spui ceva, dar nu... Vreau, dar nu, mai bine mă obțin. Nu, vei că nu-mi place să intru, să de asta zic. Eu așa am fost și ca jucător. Acum ca impresar trebuie să gândești și trebuie să gândești strategic, adică pe cine nu supăr, Pe cine nu supăr. Nu, e că nu e de supărare. La mine știe toată lumea. Când așa am fost și ca jucător. Când am ceva de spus, să știi că... Da. Păi atunci zic, cum e posibil ca... Mă refer la transferurile astea care sunt făcute. Așa, câteodată, mai ales de la echipele mici la echipele mari, sunt făcute fără rost. Sunt anumiti jucători care, din punctul meu de vedere, au venit din provincie la echipe, la Steaua, la Dinamo, la Rapid, care nu erau de aceste echipe. Pe Daua îl consideri în categoria asta? Că e următorul care urmează să vină care vine de la Botoșani la FCSB. Dacă nu vreau să zic să vorbesc de jucător. Din punctul meu de vedere, nu cred că este de Steaua în momentul de față. Ok. Dar poate să vină, este un jucător bun pentru Liga 1, poate să vină la Steaua să crească. Uh-huh. Dar în momentul de... La 26 de ani, ce mai crești? Unde mai crești? Până lângă jucătorii care sunt la Steaua, poate să aibă un salt. Dar... Păi nu prea nu mai au fundași centrali în momentul ăsta. Nu cred că Steaua cu Daua își... Întărește apărarea. Își întărește apărarea. Păi înseamnă că dominația CFR-ului va continua. Craiova n-a făcut transferuri... Nu mișcă, n-are nici, adică are un antrenor adus pe Laszlo Balint, că e bun organizator, înțeleg? Da, că nu faci transferuri.
CFR și Steaua se va poate și anul ăsta la campionat. Păcat de... Și Rapid, înțeleg. Și Rapidul poate să bată, dar la Rapid știți cum e. Eu dă-i cred... o șansă. Nu, păi dau o șansă, dar nu anul ăsta. Poate la anul. De ce nu anul ăsta? Am făcut transferuri bune, sau teoretic bune. O să fie foarte greu. Știi cum e la o echipă, cum văd eu lucrurile. Uite, atunci când aduci foarte mulți jucători, e greu ca toate transferurile să-ți reușească și au o perioadă foarte mică de acomodare, pentru că pe 15 iulie începe campionatul, da? Așa. Au o perioadă foarte mică de acomodare la nou club. Ok. Dacă ai norocul în 7 transferuri să ai 5 reușite, da, poți să te bați acolo sus, dar e foarte greu ca în 7 transferuri sau 9 transferuri câte au făcut ei să reușești ca toți să se integreze bine. Cum se vede parcursul lui Mutu? Te întreb pentru că e omul cu care, lângă care ai crescut de mic. Cred că a avut un parcurs bun ca și antrenor până acum, cu aceste sincope de la finalul campionatului cu Rapid. Și așa. Cred că anul ăsta, sau cel puțin sper pentru el, să aibă un parcurs mai bun. Adică să califice în play-off, pentru că Rapidul cred că este o pretendentă la play-off în acest an. Și cu timpul, când va câștiga experiență, pentru că a lucrat cu antrenorii foarte buni, uh-huh, și cred că are o anumită experiență, dar îi mai trebuie experiență și lui. Pentru că o echipă ca Rapid, mai ales la suporterii care i-a avut și la parcursul care l-a avut, nu cred că trebuia să piardă acele 3 meciuri când ei nu... sau câte puncte le mai trebuia ca să intre în play-off. Uh-huh. Pentru el a fost o sincopă, dar eu cred în calitățile lui ca antrenor și cred că anul ăsta va fi mai bun ca anul trecut. Oare o fi scris ceva... N-am apucat să-i citesc cartea. O fi scris ceva de tine, de copilărie, de când erați mici? Nu știu dacă a scris. N-am citit-o nici. Uh-huh. Are multe de... povestit. Povestește tu una dimineața. Nu o povestesc. Povestește-ne una dimineața. Care n-are loc în carte. Trecem peste. Trecem peste. Da. Ok. Bun. Păi atunci te las să pleci. Să rămân. Unde trebuie să ajungi? Bravo, trebuie să merg până la Călăraș. Deci acolo faci un teren sintetic. Acum, da, o să începem de săptămâna viitoare o bază sportivă acolo la Călăraș. Așa, frumoasă? Foarte frumoasă, da. Să antrenezi, te mai bate gândul? Nu mai mă bate. Cred că am antrenat destul. Așa. Am văzut, am fost în stafful unei apiții și am văzut și ceea ce implică ca să fie antrenor profesionist. Mă refer la chestia asta. Plus că văd ceea ce se întâmplă în România, toți patronii de club sau toți primarii care dau bani încearcă să aibă influența asupra antrenorilor și asupra echipei. E ceea ce... Adică să fie ce face George Becali? Păi exact. Păi nu au luat toți. Uh-huh. Dar uite că acum Gigi trebuie apreciat. Pentru că bagă și bani, mare cu toată influență, că știm cu toți, și la echipă, dar în ultimul timp eu cred că și-a lăsat staful care a avut rezultate să decidă singur asupra schimbărilor, asupra primului 11. Știi de ce nu te-am întrebat de retrogradarea lui Dinamo? E ultima chestie de care vreau să te întreb. Să știi că mie unul, sincer, spun, îmi pare rău, pentru că fotbalul erau derbiurile cu Dinamo, cu Rapid și la orice nivel erai, adică mă refer la orice loc în campionat, când juca Steaua Dinamo, parcă era așa o... Zi-mi ceva dintr-un meci cu Dinamo, uite, o poveste pe care n-ai spus-o dintr-un meci cu Dinamo, o chestie, o întâmplare dintr-un meci cu Dinamo. Mi-e dor de clinciurile care le aveam cu... Cu cine? Cu Gianni Chiriță. Mi-e dor de vremea aia, spun ce, sincer. Punea talpa direct unde? Punea, ne certam, ne înjuram, după... Noi, să știi că în afara terenului eram ok, ne respectam. Da. Ceea ce în ziua de astăzi nu prea... Respectul e... Nu prea mai e. Ce, voia să fugă cu Tibia sau ce? Nu, dar era un jucător care avea inimă provoca. Pentru Dinamo. Da, provoca, înjura, da. Bine, și eu îți dai seama că îi făceam și eu multe. Și tu spurca la gură, normal. Da. Nu, sunt meciurile de care mi-aduc cel mai cu plăcere aminte, pentru că au fost meciuri în care am câștigat la ei 4-2 atunci când și-au inaugurat Nocturna, meciul după Ghencea 1-0 când i-am bătut, așa. Da, am și când am pierdut campionatul cu Lăc în 2008, dacă nu mă înșel, sau 2009, când ne-au bătut ei 2-1 când noi aveam două rezultate, dar dacă făceam egal, câștigam campionatul. Dar astea au făcut parte din cariera mea de ei.
de jucător. Deci de antrenora nu. S-a terminat. S-a terminat. Am antrenat destul. Bun, îți mulțumesc mult de tot, Rică, pentru prezența în emisiune. Îți doresc să poți să-ți recuperezi banii de pe la pensii. Da. De la Timișoara am de recuperat foarte mulți bani. Bani? Uite, vezi. Ce e Timișoara? Ceea ce e în România. Intră în insolvență, în faliment. Deci clubul ăsta s-a terminat. S-a terminat, da. Și eram și scris la masa credală, nu știu, cred, 1.600.000, ceva de genul. Aveai de luat. Aveam de primit. I-am primit. Adică am înțeles că mai primesc 3 salarii medii în România, pentru că sunt garantate de stat. O ceva. Să mai primești asta. O să mai adică primești. 45 de milioane sau 60. Mulți, păi de într-un 1.600.000 îmi iau ceva. Da, deci, mulțumesc mult de tot. Asta zic că e bine ca fotbaliștii români să plece acolo unde sunt plătiți, pentru că în România sunt probleme cu banii, la unele echipe mă refer. Da. Gândește-te, numai gândește-te la chestia asta. Sunt mulți jucători din divizia B care ar trebui să vă pună pe gânduri și pe voi jurnaliști. Așa e. Mulți jucători din divizia B care pleacă la muncă în Anglia. Adevărat, așa e. Da. Și atunci? Unde vrei să ajungă fotbal? O să în 2 ani de zile, în 2-3 ani să facem naționala muncitorilor asta din părerea Anglia, mea, din Germania, în 2-3 ani de pe șantier, nu de la în 2-3 ani de zile și Liga a doua va deveni semi-profesionistă. O să meargă oamenii la deci, muncă. Practic, fotbalul românesc nu se profesionalizează, se deprofesionalizează. Exact. O să meargă oamenii la muncă și o să se antreneze de 2-3 ori pe săptămână, la ora 4, la 6, după o bere și sâmbătă la meci. Cum era pe vremuri la Liga 4. Chiar la modul serios o să ajungeți să trimitem convocările pe șantier în Germania? Ce să facem? Am văzut, a fost barajul ăsta de Liga 3, nu? Da. Când cu băieții aia care muncesc pe la... Da. Circ. Eu în primul rând n-a scrie aia în ziar. Pentru că tot ceea ce să scrie și preia și presa de afară. E, da, dar aici e o chestie pitorească până la urmă, nu e... E adevărată. Nu e, adică nu e nicio pretenție până la urmă. Da, e adevărată, nu poți să spui că avem fotbal. Și mai ne mirăm de ce ne bate Albania la nivel de echipă națională. Nu ne mai miră nimic. Rică, mulțumesc mult de tot. Zi frumoasă. Por la treabă. Mulțumesc. Să rămână, mersi mult. Sănătate. Mulțumesc de invitație. Ne vedem mâine dimineață, 91 minut, GSP Live. Nu uitați peste zi. www.gsp.ro, toate informațiile importante din sport, foarte multe informații despre regele David, David Popovici, campion mondial aseară în proba de 200 de metri liber la natație. O zi bună pe mâine!